Oamenii care vin aici cu astfel de probleme, cu o hernie inghinală, se întreabă, de cel mai multe ori cred, în cât timp pot să rezolve aceste probleme și în cât timp vor pleca acasă? Ce le puteți spune celor care vin îngrijorați la dumneavoastră și se gândesc, oare să stau o lună, două, trei în spital? Ce le puteți spune? Da, în niciun caz. De obicei, o asemenea afecțiune care se operează mai mult de două, trei zile nu stă internat. Intervenția se face în ziua internării, iar recuperarea postoperatorie este rapidă, maximul 3 zile, în funcție de intervenția chirurgicală, respectivă procedeul ales, bolnavul se poate externa și poate merge chiar la servici dacă are o activitate mai ușoară, fără probleme deosebite. Pentru că ați vorbit de operație, haideți să ne spuneți câteva cuvinte și despre tehnicile folosite aici de noastră la OCH pentru această operație și de ce nu despre, eu știu, facilitățile pe care le are spitalul în acest sens. În spitalul OCH, intervențiile chirurgicale pentru hernia inghinală sunt atât cele clasice cât și cele moderne. Indicația o pune de obicei medicul chirurg. Bolnavul trebuie să-și aleagă medicul și nu tipul intervenției chirurgicale. Operațiile clasice, de obicei, operația deschisă, cea mai uzitată este procedeul Liechtenstein cu operație cu plasă de polipropilenă. Și în funcție de indicație, în situații mai deosebite, se folosesc operațiile laparoscopice, care au avantajul că bolnavul se recuperează mult mai rapid, spitalizarea este de scurtă durată, durerile sunt mult mai mici postoperator, în general confortul bolnavului este mult mai satisfăcător după chirurgia laparoscopică decât chirurgia clasică. De obicei, cine alege dacă e clasic sau laparoscopic? Chirurgul alege în funcție de indicația care se pretează la tipul de hernie pe care o are bolnavul. De obicei, laparoscopic este indicat procedeul în herniile recidivate, unde deja ai efectuat una sau două sau chiar mai multe intervenții clasice și care au dat greș, hernia recidivat și atunci, sigur, indicația majoră este intervenția laparoscopică. În herniile bilaterale, directe, este indicat de asemenea operația laparoscopică sau alte defecte parietale care se rezolvă mult mai elegant și mult mai bine pentru bolnav laparoscopic decât clasic, unde e nevoie de incizii mari și bolnavul suferă mult mai mult, spitalizarea este mai lungă decât în procedeul laparoscopic. La final aș vrea să le spuneți, poate celor care ne privesc, câteva cuvinte despre ce ar trebui să facă, să nu se teamă de această operație, în așa fel încât să știe că aici vin, sunt îngrijiți cum se cuvine și că pleacă acasă repede și după aceea își pot intra direct în activitate. Frica este un simptom normal fiecărui om. Problema este să nu disperăm, să nu ne îngrijorăm excesiv de mult. Este normal să ne fie un pic teamă, mai ales dacă nu cunoaștem ce înseamnă intervenția chirurgicală respectivă. Dar aici se pot efectua intervenții în siguranță, cu aparatură modernă, de ultimă oră în ceea ce privește chirurgia laparoscopică. Sălile operatorii sunt de ultimă oră echipate și condiții climatice deosebite și de asemenea personalul este calificat să îngrijească bolnavii în cele mai optime condiții.